Următorul cântec nou este un cântec pe care săptămâna viitoare îl vom lansa pe internet, care se potrivește foarte bine cu situația actuală. Adică în situația actuală nu mai poți să zici nimic. Dacă zici asta, te înjură ăștia. Dacă zici asta, te înjură ăștia alții. Mă, dacă zici asta, te înjură toți. Deci, practic, orice ai zice, ești înjurat. De cine? Că toată lumea se întreabă, bă, tată, cine? Răspunsul este în cântecul următor, care se numește Dictatorii de Opinie. Dictatorii de opinie sunt cei care ne dictează ce trebuie și ce trebuie să știm și să vorbim. Bă, nu altceva. Adică să nu vorbești altceva. Că e rău. Și ziariștii, sictiriștii și știriștii, trăiți în șandra male mari, perdeluindu-vă lipsa de speranță, spălați la cap și extrem de tari, făuritori de ignoranță. Scuipați pe cruce ca nebunii, de-l faceți pe Hristos să plângă. Copilăria grea, spun unii, că niciodată nu se termină. Siguriști, moraliști, vedetiști, cațavenci, ziariști, sictiriști și știriști, cei care te acață în funie, cei care te vor în linie, cei bolnavi de tiranie, dictatorii de opinie. Îndrăznește să zică altfel sau să facă, e pus de voi cu fața la perete și împroșcat de toți din cloacă. Cloaca cu cei mușcați de pismă, ce n-au avut să îndrăznească să iasă și ei de sub cisma care nu-i lasă să iubească. Cabotinii și guriștii, vedetiștii, pamfletiștii, cațavencii, ziariștii, sictiriștii și știriștii, cei care te agață în funie, cei care te vor în linie, cei bolnavi de tiranie, dictatorii de opinie. V-ați născut goi, flămâni și uși, și ăsta a fost doar începutul. Acum viața vi se scurge în timp ce vă dați cu presupusul. O să rămâneți în memorie ca ăla descuipat o viață, bătut de mic și fără glorie, nici n-a apucat săracul să zâmbească. Cabotinii și guriștii, pasagerii, pasagerii, cațavencii, ziariștii, sictiriștii și știriștii, cei care te bagă în linie, cei care te agață în funie, cei bolnavi.